București, unde a participat domnul ministru Daia și unde s-au discutat activitățile urgente care direcțiile agricole, pe care direcțiile agricole le au de desfășurat în perioada imediat următoare. Sunt trei programe în care direcțiile agricole sunt angrenate, programe de mare importanță pentru agricultori. Este reluare, ca să spun, a programului de tomate. Am să rog pe colega Adina Bâte să ne spună câteva cuvinte. Pentru a fi eligibili la acordarea ajutorului de minimis pentru cultura de tomate, beneficiarii trebuie să dețină o suprafață de 1000 metri pătrați cultivată cu tomate în spații protejate și să obțină o producție minimă de 2000 kg, să fie înregistrați în registrul agricol, iar valorificarea producției să se facă în perioada ianuarie-mai și noiembrie-20-decembrie. Cererile de înscriere în program se depun la Direcția pentru Agricultura a județului Caraș-Severin, însoțită de cartea de identitate, atestatul de producător, dovadă contactiv bancă, adeverință de la primărie, care să ateste suprafața de 1000 metri pătrați seră sau solar. Până la acest moment avem înscriși 25 de legumicultori. Valoarea sprijinului este de 3000 de euro. În anul 2017, 28 de agricultori din județul nostru și-au primit banii. Cererile se pot depune la direcția agricolă? În continuare, sigur. Deci nu există un termen. Nu. Oricum, se face în momente dificile pentru producție. Când nu există producție în câmp. Tocmai vine în sprijinul reducerii importurilor de legume această măsură. Și legumicultorii noștri, 5 din ei, fac mențiunea, nu știu dacă v-a spus colega, 5 din legumicultori au terminat în prima etapă programul anul trecut. Ceea ce spune foarte mult. Iar unul este în vârf de munte, la Brusca Terecova. Unul din astea cinci. Unde vorba aia zici că nu se poate face. Exact, a fost consilierul domnului ministru să vadă cu ochii lui, pentru că nu le-a venit să treacă. Și ei, dar au încălzire oamenii, deci chiar investesc. Nu. Toți, față de anul trecut, cei care au intrat în program, noi știm și cum au fost anul trecut și îi știm și cum au fost în toamnă. Da. Toți și-au dezvoltat afaceri. Și avem deja și doi noi, producători. Avem și noi. Doi producători noi, care n-au fost înscriși anul trecut, care s-au înscris în program. Noi am estimat că vom avea în jur de 10 legumicultori noi care vor veni în program. Bun. Deci, producătorii. Spuneți și, eu știu, sunt 7 produse, da? Da. Care sunt? Da, o să vă spun. Vă rog. În județul nostru avem 7 produse atestate cu mențiunea facultativă de produs montan, 6 se referă la sucurile naturale de la Cornereva și unul este mierea de albine din localitatea Mehadia. În acest moment, aceste produse ne reprezintă județul la Berlin, la Săptămâna Verde, unde am fost informați azi de doamna Dana Popa, reprezentantul MADR-ului, care se află acolo, că sunt foarte apreciate produsele județului nostru și se fac demersuri să se deschidă canale de vânzare. Să vă spun și care sunt, nu produsele. Da. Să vă spun și au agricultorii care sunt, da. Și trei agricultori. De la Cornereva avem pe domnul Bijan Nicolae, care are atestate 3 produse cu mențiunea facultativă de produs montan. Toate sunt sucuri naturale, mere, pere sau mere și pere. Îl avem pe domnul Vulpeș, care și dânsul are... Ioan Vulpeș. Da, Ioan Vulpeș, care și dânsul are atestate tot 3 produse cu mențiunea facultativă de produs montan. La fel, subnatural de mere, subnatural de pere, subnatural de mere cu speclă roșie. Și îl avem pe domnul
Ioan Bărbuț, din localitatea Mehadia, care are președintele cooperativei de Prisăcarii, care are atestat mierea de albine. Sperăm să ne facem. Actual avem produse tradiționale... Coate, regulă, cap, coadă, nu. Dar în am curs avut. De atestat. Și ce s-a întâmplat cu... S-a schimbat legislația. Când s-a schimbat legislația? Acum vreo 4 ani? Da. Deci au trebuit să se ateste din nou și din cauza asta... I-au cerut istoric. Am avut și inclusiv pâinea de la Socen, dacă nu mă înșel, da, nu? Și destul de multe produse am avut. Acum, de exemplu, la pâinea de la Soceni le pune un anumit barem. N-ai voie să vinzi decât 400 de păstrii. Anume cantitate. Și deja îi blochează. E destul de complicată legislația. Da. Și le trebuie istoric. Aici e problema cea mai mare. Dar știu, îmi amintesc că câțiva ani a făcut pe tema asta un material. Doamna Brujan. Da. Și...